Eu bag games, mă, dacă știi cum zic. Salutare și bun venit la un nou video legat de jocuri, de data asta prezentat de mine, Codin. Da, știu, tuturor vă pare rău, nu-i nimic. Să beți și niște lapte cu coliva asta, îmi pare rău că v-am stricat anul, bun. Eu bag, nu știu ce face, probabil doarme pe undeva sau și-a scutit toporul, habar n-am cu ce își ocupă el momentele în care nu-i în preajma mea. Și cum n-am mai făcut un video de prezentare a unui joc, cred că de la Hearthstone încoace, am zis că Insurgency merită lucrul ăsta. Insurgency, jocul de care o să vorbim astăzi, un joc care m-a impresionat sau mi-a lăsat o impresie plăcută în ultimele săptămâni. Vorba de un joc care a început mai întâi ca un mod pentru Half-Life 2, dezvoltat de New Media Interactive, cred că e acum titlul. În fine, a fost un mod foarte apreciat, a ajuns să aibă și un proiect pe Kickstarter, nu știu dacă a reușit ceva acolo sau nu. În cele din urmă, oamenii au format o echipă și au reușit să scoată titlul ăsta pe cont propriu, which is really good. De ce? Pentru că Insurgency e un tactical shooter făcut foarte, foarte bine, cum ar trebui să fie făcute tactical shooterele astăzi. Un exemplu de așa, da, la un preț extrem de mic față de toate titlurile, așa zis, AAA care tot apar, de genul Call of Duty Ghosts, pe care n-ar trebui să-l menționez pentru că e o vomă într-un pește mort deshidratat la soare timp de 2 săptămâni, și Battlefield 4, care deși se anunța a fi extraordinar, n-a fost decât Battlefield 3 cu câteva chestii în plus și o grămadă de bug-uri. Și probabil o să devină jucabil când apare Battlefield 5. Bun. Insurgency, da, ce știe să facă? Odată demn de menționat că în opțiuni avem în video settings în afară de advanced options, unde putem seta absolut tot ce ne-ar putea interesa vreodată, avem un slider de field of view pentru că e 2014. Da? Infinity Ward, e 2014. Trebuie să existe un slider de field of view în joc. Degeaba faceți Call of Duty Ghosts, un joc care arată ca un cartof și efectiv e ca un cartof pe o kendama. Deci cam aia, la aia se rezumă jocul ăla, o mizerie. Bun. Pot să zic că e o mizerie încă o dată? Can I say mizerie more? Deci avem opțiunea asta de a ne schimba field of view, ceea ce e extraordinar de normal. Bun, și tot felul de alte opțiuni la care ne-am aștepta de la un shooter, inclusiv detaliu pe scope, whatever the fuck there is. Bun, și nu o să umblăm foarte mult în ele. Hai să vedem modurile de joc. În momentul în care dăm play now, ne apare un tabel. Avem aici adversarial match, sustained combat, bla 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 bla, yada yada. Demn de remarcat, cooperativ versus AI, deci puteți să vă luați prietenii să vă jucați contra boți. Jocul ăsta ar putea fi rezumat sub sintagma Counter-Strike așa cum ar fi trebuit să fie. Ok? Pentru că în 2014 nu țintești de la brâu, trebuie să poți să dai un click dreapta to aim down the sight, ar trebui să fie posibil în absolut orice shooter, altfel desene animate și o să se joace toți copiii din lume, ceea ce nu e rău, toată lumea trebuie să joace ceva. Modurile de joc, da? Firefight, în care capturăm toate obiectivele sau eliminăm echipa inamică. În momentul în care capturăm un obiectiv inamic, coechipierii noștri care au murit sunt respawnați. Flashpoint, un fel de bătaie pe zone, un fel de domination of sorts. Ambele moduri au elemente de domination. Infiltrate, un fel de capture the flag, nu ne place, de asta nici nu o să intrăm în el. Și ca să vedeți de ce îmi place mie așa de mult, o să trească totuși să intrăm într-un server. Bineînțeles, găsește servere foarte repede și asta înseamnă că e destul de jucat pentru un titlu indie, relativ necunoscut, nu e cel mai cunoscut titlu din lume și totuși. De ce e absolut fantastică atmosfera din jocul ăsta și de ce e fain? Odată pentru că doza de realism din el e destul de mare. Armele, adică simți că armele au recul, simți că trag, simți că gloanțele tale fac impact. Bun, odată ce am intrat pe o hartă, nu știu dacă o să tac oamenii ăștia că sunt polonezi, habar n-am, dar odată ce am intrat pe o hartă... Hastalich, da. Ne alegem într-unul dintre squaduri ce poziție vrem să jucăm. În funcție de poziția aleasă, avem acces la anumite arme. O să dau Rifleman și acum vedem ce are Rifleman-ul, un M16A4, ok? Modul în care îți pui toate attachment-urile pe armă e pe bază de sună telefonul și l-am și închis.
Bine, îi pe bază de supply. Da, deci absolut orice vrei să-ți pui, de exemplu armură, selectezi armură, da, nu știu dacă sunt negru sau am numai mască, sunt un fel de mumia 2, nu contează, heavy armură costă 2 puncte, dacă selectez light armor atunci am câștigat 2 supply și pot să mă duc pe primary și să-mi selectez ceva care costă 2 supply, de exemplu holographic sight, click, ia, yeah? Asta costă numai 1, bun, hai că punem și un, ce, heavy barrel, cineva plânge, guță cântă în funda, nu-i guță, ce s-a terminat, s-a întâmplat ceva, ce, what? What? Cred că s-a terminat harta. În fine, lasă-mă în pace să zic de kit selection. Așa. Deci pe bază de punctele astea selectăm ce avem nevoie la o armă. Bun. Pe secondary pistol, explosives, smoke, flash. Da, the, your basics. Bun. Dăm un apply. Și încă o dată apply. Și se schimbă harta. De ce e bun sistemul ăsta? Pentru că poți să-ți faci resupply în aceeași rundă de la weapon cache-ul echipei tale, da? Adică de la, mă rog, din bază, cum ar veni în layman's terms, în bază ai un depozit de muniție, dacă te duci lângă depozitul ăla de muniție, odată la nu știu cât timp poți să, you can respec, poți să-ți alegi o altă armă și o altă secundară și un alt item de tactical, hai să ne punem, ce, ne punem, scout cell, nu, fighter. Ah, bun, am trecut de partea oamenilor veseli, adică a teroriștilor. Și avem un fel de calaș, or whatever the fuck this is. Nu o să mai schimb nimic în rest ca să intrăm în joc să vedeți despre ce e vorba. Bun. Jocul e făcut pe engine-ul de Source modificat, deci o să arate bine, nu arată deloc rău. Ce? I agree, whatever the fuck. Bun. Erau regulile serverului. Da? Deci jocul arată destul de bine. Nu are nu știu ce pretenții de... am vrut să zic că nu are pretenții de Battlefield 4, pentru că dacă ziceam că nu are pretenții de Titanfall, mințeam că și Titanfall e făcut tot pe Source. Ăsta e un weapon cache. Da? Bun. Ce observăm din start e că odată pe coechipierii noștri îi putem vedea doar cu un marker din ăla pe ei și numele. Nu avem hartă și nu avem țintă. Ok? Lucruri absolut geniale. Lipsa țintei te face să țintești mult, cu mult mai mare grijă. Ok? Acum, probabil în timp ce și vorbesc o să joc extrem de prost, deci nu ne legăm de asta, dar lucrurile arată bine. Auzi că we're taking bravo, excelent, bravo! Bravo că we're taking bravo! Nu există hit mark. Ce înseamnă asta? Că în momentul în care tragi în cineva, okay, nu știi dacă l-ai pălit sau nu. Nu-ți apare o mică săgeată pe ecran care zice, bă, l-ai pălit, mai trage aici. Pentru că lucrurile alea nu s-ar întâmpla în realitate. Azi, la ce? Aici a murit cineva de la noi, deci... Bun, ăla a fost un inamic, da? Și, așa cum ați văzut, a și murit destul de repede din două focuri și în același timp nici nu sorry, friendly fire. Extrem de mult în el, da? Cred că am zis același lucru de două ori, dar eram foarte concentrat să-l omor și pe ăsta. Ce faci, prietene? Ai murit. Teabagging. Bun. Altceva, cineva vine la Bravo. Hai să ne more, nu găsim pe cineva aici. Bun. Pentru că se bazează foarte mult pe ideea meu. Termină, mă, nu trage. Pentru că se bazează foarte mult, pur și simplu, pe skill, pe spiritul de observație și pe cât de bine reușești să te coordonezi cu coechipierii tăi. Te ține în priză extrem de mult și foarte tensionat. Ok? Știi că poți muri oricând dacă nu ai grijă și asta adaugă un plus de fun în cele din urmă și face ca fiecare kill să conteze. Cu Q și EU există... Hey, mate! Nice to hear them. Lumea tot vorbește aici în fundal, nu mă lasă în pace și că le pot da mute cumva, dar nu o să mă uit acum. Și trebuie să ai grijă să nu... Bun, am făcut ceva runda asta. Nu vezi dacă ai omorât pe cineva numai la sfârșit. Da, avem 0 casualties, 2 kill-uri, acolo în stânga. Shots fired 16, ok. Dacă dăm un tab, vedem că... Bine, mai joc cu bagă, avem kill death ratio destul de bun.
pinguri decenți și o să găsiți servere cu pinguri decente. Dacă aveți ping peste 100, probabil nu o să meargă la fel de bine. Cine o spart oglinda asta, 7 ani de ghinion pentru teroriști. Revenind, ziceam că atmosfera e un factor extrem de important în shootere și cu atât mai mult se simte în ăsta. Da? Poți să, ce se mai poate face, poți sprinta, după ce termina de sprinta, dacă pui ținta, o să fie un pic wobbly, mai ales dacă joci cu scope, o să vedem și scope-urile mai târziu. Cu controlul poți face un fel de slide, mai este crouch sau cu Z-ul prone, sau cred că astea-s invers, nu știu, mă bate engleza. Cu Z te pui pe burtă, da, e mai bine, uite aici, un sac de la UNICEF, cred că era destinat pentru România, nu știu. Da, deci cu Z-ul te pui pe burtă, control, poți să mergi în... se trage. Cine a tras în noi după nu știu ce. Trebuie să ne ascundem pe aici. Bun. Ce alte lucruri demne de menționat? De ce spargeam? Mai bani. Știi mai câte ce faci? Ăla e de-a meu? Da. Probabil pe acolo vine aia și cum o să murim. Da, 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 da. Cineva a tras. mă duc un pic de acolo. Nu știu dacă vă supără sau nu, dar cred că mă retrag un pic, că nu vreau să crap așa de repede. Inamicii au ajuns la Bravo. Bun, deci practic orice kill trebuie confirmat vizual. Nu există altă... Căcat! Nu există altă confirmare. Deci puteam să nu mă grăbesc și să trag mai bine. Acum ne uităm la altcineva cum joacă. Ăsta e un scope. Bun, a jucat mai bine decât mine. L-a luat pe ăla care m-a omorât. I feel avenged! Paul Kilo, sau cum te cheamă, îți mulțumesc. Familia mea, neam de neamul meu, bine. Unde a rămas? Ce? Nu știu, da, ziceam că e important să... O, muri și ăsta. Ziceam că e foarte important să țintești. Evident, gloanțele trec prin diverse suprafețe. Dacă... Sunt și gloanțe cu armor penetration, deci în momentul în care te ascunzi după ceva, ar fi bine să te gândești că nu ești totuși ferit și poți să mori. Chiar și în situația în care crezi că ești... foarte bine sub acoperire undercover, what? Nu. La adăpost. Gloanțele trec și prin ziduri și prin metal și prin... Nu, prin metal mai puțin. Alt lucru important legat de explozive, da? Orice grenadă în jocul ăsta se comportă ca o grenadă. Deci dacă îți aruncă unul o grenadă și tu ești în mai puțin de 10 metri distanță, o să mori. Deci dacă ești la 3 metri de ea, nu poți să sari și să iei mai puțin damage, pentru că nu-i Counter-Strike, deci nu, mori de la grenade, because that's what happens. La fel C4, există C4, cu C4, dacă vrei să detonezi un weapon cache, arunci C4 și trebuie să mergi cu o clădire mai încolo. Bine, exagerez acum, dar trebuie să mergi cel puțin cu un perete distanță față de camera în care se află weapon cache-ul, ca să nu explodezi și tu. Bun, acum echipa noastră de teroriști tocmai au luat un punct, au reluat, reocupat, recucerit, care e termenul, recucerit punctul A și așa că... Cine m-au tras aici? Nu! M-am luat din spate. Așa că tocmai ne-au dat, mă rog, pe ăștia trei care mai eram in spawn. Dar de data asta cred că pierdem. Numai dacă nu mai cucerește cineva, mai ia cineva un punct, atunci ne respawnează. Ghinioane. Bun, o să vă arăt imediat. Hai să vedem, de fapt, dacă putem schimba, să punem o lupă. Punem o semi-automată, ce... Bun, numai ca să vedeți cum arată. Și lupa în runda următoare. Da, bine, nici nu l-ai auzit, că era lângă tine. Deci sentimentul ăsta de realism, bun, acum realism. Și Battlefield-ul are o suficient de mare doză de realism, cu toate că acolo totuși există hitmark-uri sau hitmarkere, cum vreți să le numiți. Diferență foarte importantă, hărțile. Deci hărțile sunt suficient de mici cât să fie engaging, să existe spațiu suficient cât să poți juca cu lupa, dar nu suficient de mari cât să-ți trebuiască jumătate de oră să străbați o hartă dintr-un capăt în altul, ceea ce din punctul meu de vedere e un punct în plus pentru Insurgency și unul minus pentru Battlefield. Nu tot timpul ai încă 25 de prieteni cu care să te joci Battlefield, yeah? Bun, hai să vă arăt lupa. Deși de aici nu cred că o să vedem pe cineva. Cam așa se vede prin lupă. Adică îți dă un sentiment de în plus de veridicitate, da? Ok, deci aia e lupa foarte
Realist, există și hărți în care scoping-ul e mult mai important probabil decât pe harta asta. Odată ce ai fugit, ai sprintat, dacă pui lupa, o să fie un pic de weapon sway, deci o să se miște Charlie's Under Attack. Cred că nu suntem la Charlie. Da. Ceea ce nu e neapărat bine, că nu știm care de unde vine. Dar sunt foarte concentrat să încerc să aud unde e omul ăla care ia punctul. Aud. S-o tras după mine. Să-i dăm o grenadă. În cazul în care nu a murit. Probabil a murit acum dacă he's not circling around. Da, pe unde vine? Repede! Decisions, decisions. Eu o să mă duc din punctul ăsta. Probabil că a urcat. Dar îl lăsăm pe prietenul nostru să meargă. Da, mai mult ca sigur e la sus. Nu mai avem glanțe, ăsta nu ne-a văzut, ceea ce e foarte bine. Și am putut să-l luăm. Which is really nice, dar nu mai aveam glanțe, ceea ce nu-i la fel optim. Probabil cel mai rău lucru ar fi să stau aici. Eu mă pot vedea și de jos și de oriunde. Bun, am luat punctul, excelent. Ceea ce înseamnă că prietenii noștri o să vină. They will come running. Alte aspecte pozitive. Faptul că poți comunica foarte ușor, ai un meniu contextual prin care poți comunica foarte ușor cu membrii echipei. Mi se pare că e cu C. Da. Ok, moving to Bravo! L-am luat? Sau nu l-am luat? Era un acolo, am zis? Habar n-am dacă l-am luat. Nu, cred că l-am luat, că trage aici sau se trage. De vreme ce e contacted, Bravo! Bun, l-am luat, dar cineva tot trage după noi. Să încerc să fug de acolo. I really need some cover, da. Ok, alt lucru, cum am zis, da, nu avem hartă. Extrem de important, nu avem hartă. Dacă cineva trage pe hartă, nu vedem un, nu știu, punct roșu care ne indică poziția lui. Trebuie să fim aware de unde sunt inamicii și cam care e poziția lor relativă, gândind. Ceea ce e un alt lucru foarte interesant. Există un N, deci cu M, dacă dăm N, apăsăm N, ne apare harta, dar cum am zis, harta e toggled, da? Nu e constant pe ecran. Ce am observat jucându-mă o vreme e că pe serverele astea nu prea sunt foarte mulți copii. Și nu că aș avea ceva cu copii, Doamne ferește, nu-s Michael Jackson, nici Freddy Krueger, n-am nimic nici cu copii, nici cu adolescenții foarte recent devenit adolescenți. Pur și simplu cred că sunt mulți care pot deveni iritanți și strică jocul la propriu de foarte multe ori, da? Și atunci mă bucur să văd că există comunități, ne spune Mândulap, mă bucur să văd că există comunități de oameni ceva mai maturi care joacă tactical shooter. Asta mi-a plăcut la jocul ăsta. N-am prea sesizat rager din ăștia de vârste foarte mici. You're not cool. Hey, don't fuck you up! Come down here, motherfucker! I'm talking shit cause I can, bitch! I'll fuck you up in real life anyway! Hai, mă las, mă să iau ce-o termină, du-te de aici. E unul care stă undeva la ce? Pe punct, la fel ca mine, dar probabil la parter. Bun, deci comunitatea e ceva mai matură. Un alt lucru foarte important, servere. Ok? De ce e foarte important să existe servere hostate de diversi oameni de peste tot din lume? Pentru că, spre deosebire de alte jocuri în care cheating e o foarte mare problemă, eu bug Captured Charlie, cum ar fi, de exemplu, nu știu, Black Ops-ul, care era o problemă citării, pentru că nu puteai să-i scoți afară și trebuiau raportați. Și nu se întâmpla absolut nimic în momentul în care îi raportai. Și la fel se întâmplă și în Titanfall, cel puțin momentan, deși n-am văzut foarte mulți codați. Pe un server de genul ăsta, în momentul în care... De ce stau cu pistolul? În momentul în care cineva e codat și oamenii de pe server remarcă lucrul ăsta, se votează și omul ăla va fi dat afară sau banat permanent. Okay? Ai oportunitatea
pe servere de genul ăsta de a juca contra teammates, că îți poți alege oricând de care parte vrei să joci, ok? Cum te joci contra prieteni în Titanfall? I'm really curious. Nu știu, nu m-am jucat destul cât să caut o modalitate, dar e destul de anevoios. La fel și în Black Ops, excepție făcând custom mode-urile alea, mă rog. I don't know how much fun there is, dar cel puțin acolo era o soluție. Avem server browser cu care probabil sunteți obișnuiți din alte jocuri de genul Counter-Strike, Counter-Strike Source și chiar și CSGO, cred că și în CSGO s-a păstrat, n-am jucat suficient CSGO cât să știu, pentru mine aventura cu CS-ul s-a oprit la Source. Bun, ce să zic, a fost la reducere jocul la un moment dat pe Steam și cred că era undeva la 9.99. moment în care l-am și achiziționat. Ori putem intra pe acolo? Nu putem. Deci, prețul lui normal, cred că e undeva la 14 euro. Sincer, cred că dacă aveți prieteni care sunt pasionați de tactical shootere și vă plac titlurile de genul Counter-Strike și sunteți puțin mai, nu știu, a little bit of a hardcore gamer, sunteți un pic mai serioși în ce privește jocurile, probabil o să vă placă și ăsta. Nu zic, e foarte ok și titlurile în care sar din titan, tragi cu laser, excelent. Numai câteodată și un pic de realism poate să ajute. De ce? Nu l-am omorât pe de ce? Băi, sunt geniu. Măcar l-am luat pe ăla. Deci dacă vă plac jocurile ceva mai serioase, din care totuși să nu lipsească absolut de tot fanul, pentru că așa poate mulți ați sugera, nu știu, arma. Dar în arma, sincer, poți să-ți faci o ciorbă până traversezi o hartă sau se întâmplă ceva. Deci, din nou, cred că Insurgency până acum e singurul care păstrează mixul ăsta foarte bun între realism, e totuși și activ, e și fun și foarte frustrant. Dacă nu ești atent sau mă rog, te face să vrei să joci în continuare. Nu mai trage că te omor. Nu știu ce. Ăsta, rusul ăsta. Ăsta care vorbește în geometrie. Apoi când scrie fugi cu cuțitul. Yes, very good. Very nice. Mai jucăm harta asta până la final și punem capăt acest video. Poți trece prin geamuri. Poate că lucrul ăsta, aspectul ăsta a fost omis. Oare ei de unde vin, în general? Pe harta asta, zic, americani. Poate pe aici, pe coridorul ăsta, cineva o tras. Dumnecri... Da. Poate pe aici, pe coridorul ăsta, nici nu erau trei. Unul era acolo mochetă, unul cuier și altul stătea taburet. Nu-mi dau seama ce bugete are lumea, dar nu înțeleg, sincer, de ce, când există jocuri ca Insurgency, o grămadă de lume se joacă încă jocuri ca și Counter-Strike. Înțeleg un singur motiv și ăla ar fi comunitatea. Deci îți place să joci Counter-Strike pentru că toți prietenii tăi se joacă și este o grămadă de servere românești sau așa, dar altfel jocul în sine e destul de slab raportat la anul ăsta. Nu la 2014. In this day and age, să nu poți să țintești. It's a little bit retarded, nu? Sorry, no speak good English. Poate singurul, puteți să lăsați, dacă vă rog, frumos, din tot cordul meu, deschis imediat dacă trage cineva în mine. Ne uite, astea pe auto și dacă dăm un X putem să schimbăm pe semi, dar o să o lăsăm pe auto. Vă rog să lăsați un comentariu prin care să-mi spuneți dacă v-a plăcut atât prezentarea asta mică a jocului și dacă vreți să vedeți prezentări de genul ăsta pentru diverse alte jocuri pe viitor, făcute de mine, bineînțeles, pentru că pe Iobagul nu-l putem deranja de fiecare dată. Și dacă vi s-a părut, ce ziceam, da, dacă vi s-a părut utilă și dacă vreți să mai vedeți. Și de ce în 2014 mai apar titluri în care nu poți ținti punând arma la ochi și toată lumea trage de la brâu? Bravo! Defeat. Picioarele. The feet. Shit. Mulțumesc încă o dată pentru atenție în scurta asta prezentare și să ne vedem cu bine la următoarea sau la următorul video scos de trântorul ăsta care nu știu ce face toată ziua. Doarme și ascute topoare.
Pa! G-g, mă, g-g!